faci, mă, tu aici? Ce cauți tu aici? Ce caut toți, măi? Avem și noi nevoie de o cazare. Cazare, cazare ieftină. Poftiți banii. Mulțumesc frumos. Păi și unde-s banii? Aștept pentru tine. Dar trebuie să stau să-i fac pe fraier. Hei! Hei! Cheamă poliția! Băi, omule, fii atent, te spun că a zis cheamă poliția. Noi am dat niște bani, dorm în poartă. Înșelătorie. Chiar nu-mi vine să cred că tu peu poate ai de ea. Bă, eu sunt Denisa, îmi pare bine. A adus-o, a întors-o până a zăpăcit odată. Ce ți se pare normal să mor eu? Uite în ce impostaze mă pui. Mă țin de capul tău, slăbește! E amanta lui bărbat. E frumos ce ai făcut ca să uite toată lumea asta la noi. Păi frate, câți dintre voi mai aveți câte o amantă? Toată lumea! Poftim! A început-o ei razna. Am față frumoasă, am corp mișto și pot să-i protest cu toți, da? Dacă ești fătoma, de ce ești dacă nu e bine? Du-te la sală și slăbește! Eu îți promit că slăbesc, tu promis că te las pe femeie. Sunt Ernest și vă invit să urmăriți o ediție despre trecut și prezent, doar aici, la Ochii din Umbră. Când afacerile curate se transformă într-o capcană pentru oameni naivi, iar capul răutăților profită de încrederea soției sale pentru a-și atinge scopurile neortodoxe, lucrurile, ușor, ușor, scapă de sub control. Ce este în stare să facă un bărbat pentru o iubire de o vară în care riscă să-și piardă viitorul, veți vedea doar aici, doar în această seară. Alexandra Marin din orașul Năvodari a apelat astăzi la noi în speranța că îi vom rezolva problemele care au apărut de ceva vreme în familia ei. Chiar în aceste momente, Ernest se îndreaptă spre locul de întâlnire stabilit de femeie. Salut, băieți! A, uite și pe doamnă. Sărut mâna! Bună seara! Doamnă, să vă sperim. Doamna Marin? Nu face nimic, Alexandra, dacă Ernest Francis. Dar pare ziceți, rău, doamnă, că vă cunosc. Păi ce se întâmplă, doamnă? Haideți să o luăm treptat. Eu sunt din Năvodar, dar am casă în Constanța, care noi pe timp de vară o închiriem. Frumoasă afacere. Păi și care e problema? Problema este că eu și cu soțul meu am convenit să-i predau afacerea noastră, a mea și a soțului, să o predau fiicei mele. Pe fata mea o cheamă Mariana, pe ginerul meu îl cheamă Victor. Ei sunt de 15 ani împreună. Așa. E ceva. Este, da, și vreau să spun că în acești 15 ani ne-a ajutat foarte mult. Adică am mers comun. Fiecare cu treaba familie lui. Fata mea, vorba aia, era acolo cu bucătăria, cu menajul, cu așa. El era cu administrația, el, în sfârșit, pe timp de vară eram foarte... Adică nu au fost trăind de afacere, știu cum merge treaba. Nu, au știut. Problema este că, de la începutul acestei veri, când a început sezonul, așa, domnul meu ginere nu mai primește nici la mare, nici să stea acolo, nici să facă curățenie, nici să facă la bucătărie, absolut nimic. Păi de ce? Păi asta e întrebarea. De ce? Dacă fiica dumneavoastră nu se mai ocupă de bucătărie, a angajat pe altcineva la bucătărie nu, sau? Nu, a zis că nu, că n-are niciun câștig, nu, că nu, a, deci nu practic, se merită. Banii aia nu se duc în altă parte. Nu se, da, a zis că nu se merită. Și de aici eu fiind mai coaptă puțin la minte, nu tu la mare, nu tu acolo, nu tu acolo, nu tu acolo, am dedus că altă situație nu e. Există certuri între ei? Păi o situație nu mai comunică deloc. Întotdeauna banii erau la ea? Toți? Și nu, lipsesc, bineînțeles, după lipsesc din bani? Adică da, nu, administrând nu afacerea asta multă vreme, ar trebui să știți cam ce venituri se aduc. Păi lunar. Eu știu. Păi eu și lipsesc știu din bani? Păi nu mai vine niciun ban de acolo. Păi el zice că îi strânge. Dar mi-e rama să-i strângă. Mie că îi strânge altcineva.
Sunt multe tentații la mare. Da. Fete frumoase, da, care... Da, corect, aveți dreptate, sunt. Câtă vreme dumneavoastră gestionați banii, a fost lapte și miere. Când el a început să gestioneze banii, au început și problemele. S-a rupt căruța. Salut. Salut, salut. Ia spune, ce ai pentru mine? Uite, o să avem treabă în Constanța. Aha, bun așa. A apelat la noi o doamnă, Alexandra Marin. Da? Își face griji pentru fica dânsei, Mariana. Căsătorită cu Victor, sunt împreună de 15 ani. Da. Ar exista niște dubii în privința lui Victor. Ei sunt din Năvodari, dar au în Constanța o vilă pe care o închiriază pe timpul verii. Afacerea familiei. Anul acesta însă lucrurile s-au schimbat. Victor a luat de la sine decizia că doar el se va ocupa de afacere. A exclus-o pe soție din peisaj. Să știi că pare destul de ciudat. Însă știi și tu cum e acum la mare, în perioada asta, sunt tentații multe. Bine spui. Eu zic totuși să nu ne pripim și să vedem exact despre ce este vorba. Ok. Doamna Marin te va aștepta în Năvodari. E foarte bine. Îți dă toate informațiile de care ai nevoie, da, și va încerca să-ți faciliteze și accesul la vilă. Ok, mă apuc de treabă și ne auzim. Mersi mult. Un caz destul de complicat la prima vedere îi așteaptă pe detectivii noștri, însă încercarea nu ne costă nimic. Așa că specialiștii pornesc la drum spre Constanța, de unde vor începe filajul asupra subiectului nostru, Toma Victor. Ora 10 și 20 de minute. Subiectul nostru, care se află la volanul mașinii din față, pare că este grăbit. După 20 de minute de urmărire intensă în trafic, Victor ajunge la gară. Cazare, cazare ieftină! Cazare, cazare! Hey! Hello! Hello! Do you have rooms available? Yes. Oh, great! Where? Mamaia. In Mamaia? In Mamaia, yes. How much? 50 euro. It's very cheap. It's a big house, very clean. Hmm, that's great. I have a car. I can show you. Come with me. Come on, let's go. This is the car? Yes, yes. Okay. Cât de ciudat. Din câte știm de la soacra lui, Victor oferă cazare prin intermediul unor site-uri specializate în acest sens. În niciun caz în gară. Ora 12 și 30 de minute. Let's take the luggage. No. Let's sit the room. Okay, let's go. Do you like? Let's hope you like, we like it. This is the room. Oh, it's big. It's nice. Beautiful. Do you like it? Yes. I think we should take it, right? Yes, it's beautiful. Please give me the money. It's okay in euros. Euros, lei, no problem. Okay, everything works. Here you go. Okay. It's okay? De ce nu le dă nicio chitanță pentru banii primiți? Și de ce nu le cere niciun act de identitate? Bagaje. Sau are de gând să facă aceste demersuri mai târziu? To the right, supermarket. Ah, okay. And the sea? Straight ahead. This is the key. From the door. Thank you. Yes. Call me if you have a problem. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, bye. Bye. Este foarte jovial cu oamenii pe care îi cazează. Le-a dat acestor turiste și numărul de telefon în caz de urgență. It doesn't work. Seriously, try it. No, you try it. This guy gave us the wrong key. Call him. It doesn't work. The phone is out of service. Hey! Hello? Anybody there? Ce se întâmplă aici? Oare așa cum au spus cele două turiste, Victor le-a dat o cheie greșită? Dar de ce nu răspunde la telefon? Oare pentru că se află la volan?
I don't have the number from the police. What is the number in this country? I don't know. It's 112. Hello, my name is Sarah. Hello. Look, I have a problem. I paid some guy. Do you speak English? What? This country is unbelievable. What? They doesn't speak English. No one from the emergency doesn't speak English. This can't be possible. Hey! Now what can we do? Where should we sleep tonight? I don't know. Let's go and try to find a hotel or the police or something. Maybe someone will speak in English. Vai, poate subiectul nostru chiar l-a dat din greșeală acea cheie, iar ele vor să meargă la poliție. În timp ce turistele încearcă să găsească o soluție pentru a-și rezolva problema, Victor tocmai ajunge în stațiunea Mamaia. Ce faci, Bure? Scuze că am întârziat. Da, a trebuit. Oh, am întârziat, a trebuit să stau să-i fac... Ăștia-s pentru tine. Oricum, sunt foarte puțin pentru ce vă pentru mine viața. Dă-i și lui fractul 2 milioane din ăștia. Să nu zică că sunt băiat rău. Șoc și groază. Pe lângă faptul că această tinerică este amanta lui, ați auzit ce a spus? Dar trebuie să stau să-i fac pe fraier. Adică soțul Marianei știe foarte bine că le-a dat o cheie greșită turistelor străine. Dar de ce ar face asta? Ora 16 și 30 de minute. Așa, iubire, să nu mă arde soarele. Probabil această roșcată este motivul pentru care bărbatul nu își lasă soția să vină în Constanța. Soacra lui are toate motivele să se îngrijoreze pentru căsnicia fiicei sale. Din ceea ce observă detectivii, cei doi sunt foarte apropiați. Ora 21 și 40 de minute. Cei doi amanți ajung în cartierul în care Victor are casa pe care o închiriază turiștilor. Însă nu parchează mașina în fața casei, ci pe o stradă vecină. De ce? Ia zi-mă, e liber acum? A, nu face nimeni. Să nu fie vreun, să facă scandal. Bine, frate. Bine, hai. Incredibil! Aha, adică Victor este conștient că a luat banii de la cele două turiste și le-a dat o cheie greșită, iar acum există posibilitatea ca acelea să fie încă la poartă. Ora 9 și 40 de minute. În timp ce Victor este în bucătărie, detectivii observă mișcare într-una dintre camere. Nu mai supăr, simt că nu mai am aer. Când te văd că te pup cu ăla, te iei în brațe cu ăla, te dubulești cu el de față cu mine, mor. Gata, calmează-te, te rog. Am vorbit amândoi. Hai să ne ducem planul la bun sfârșit. Păi și cât mai durează? Că nebunesc, deci nebunesc. Puțin, puțin. Vezi că nu avem ajutor din nicio parte. Ai tăi nu mai sunt. Ai mei știi foarte bine că ne-a încertat. Ne-a dat afară. Dacă nu e ăsta, n-avem nici casă, nici bani, nici nimic. Nu mai reacționa așa, te rog. Păi și cât să mai stau, mă, fată, că nu mai pot, simt că nebunesc. Șt, nu mai țipa că ne aude. Cât mai durează chestiile astea, căcărările astea? Este nemaipomenit ceea ce se întâmplă. În casa soacrei lui Victor se află amanta lui, împreună cu iubitul ei, de care bărbatul este clar că nu știe. Crezi că mie mi-a fost ușor să-l conving să facem toate ilegalitățile astea? Mai ești tu puțină răbdare, ce vrei să fac, Ionuș? Ce vrei să fac? Nu mai să avem răbdare, ai încredere în mine, te rog, te rog, te rog. Dacă ai încredere intră în peste noi în cameră, nu intră că e jos și oricum știi că bate la ușă, nu intră niciodată așa. I-am zis că te deranjează să intre așa. Intră! Ce faci, iubire, aici erai? Da, iubire, uite, am venit să-l ajut și pe fratele meu. Salut, ce faci? Uite, mă ajută soarele să fac șopatul ăsta aici. Incredibil. Asta întrece orice limită. Amanta subiectului nostru și-a prezentat iubitul ca fiind fratele ei. De aceea are acces băiatul în această casă, fiindcă Victor nu știe cine este el în realitate. Hai, iubire, că trebuie să mergem la muncă, hai. Gata, iubire, uite, un minut mai durează și gata, termin, da? Doamne, ce bine arăți. Doamne, ce bine.
Hai, te aștept la mașină. Hai. Gata, da, da, hai. Imediat. Hai. Salut. Salut, salut, Victor. Hai că trebuie să plec. Deci nu mai pot simt că nebunesc când te văd că te ia așa și te pupă și îți face de toate alea nebune. Ține răbdare mai ai și... Cât mai ai răbdare să mai ai, că nu mai pot. Și că ne omul de taci, hai, te iubesc. Pa, pa. Ora 10 și 30 de minute. Astăzi e ziua ta, știi ce ai de făcut? Da, iubire, stai liniște, fac asta de două ori. Astea sunt cheile alea nasoale, ai grijă ce faci cu ele. Da, da. Și astea sunt cheile de la mașină. Da. Eu mă tirez, nu mai stau pe aici, că mie că mă vede ăștia și știi că îmi cunoaște ăștia mașina și mă știe și pe mine. Hai, fugi! Te pup, fa! Ce vrea să spună? Ce să fac? Te-am adus-o pe asta mică la treabă, eu mă duc acum, plec, să nu mă vadă ăștia pe aici. Păi și eu-ți dă vină, mă, frate, mă, că... Omul vine, se cazează, nu vrea factură, nu vrea nimic, e vina mea că nu vrea factură. În timp ce Victor vorbește la telefon, amanta lui... Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Avem și noi nevoie de o cazare. Și vă da, că scrie pe pancardă că oferiți cazare. 10 minute de Mamaia. Ce mincinoasă! Susține că are camere la 10 minute de stațiunea Mamaia, când de fapt este mult mai departe. Cam cât doriți să stați? 5 zile, dar... 5 zile. Dar... 200 de lei pe seară. Totuși e cam scump. Nu mai... Doamne, e plin sezon! Și la preț chiar n-am cum să las. Amenajat frumos, ieșit seara, toate utilitățile. Mergem să vedem? Hai. Hai, de-ți am mașina aici nu... afară. Cu siguranță o să vă placă. Nu-și dă seama că în acest fel își poate pierde toți clienții. Sau o interesează doar să își ducă la bun sfârșit planul despre care vorbea cu iubitul ei. Uitați, aici este camera. Aici aveți baia. Frumos. Vă place? Da, e spațioasă, frumoasă, am spus că o să vă placă. Deci rămâneți? Rămânem. Eu zic că rămânem. Da. V-aș ruga să-mi dai și mie bănuții. Poftiți banii. Mulțumesc frumos și haideți la bagaje să vă arăt pe aici, în prejurul meu. Nu, nu mai. Mergi tu doar și aduci bagajele. Haideți, dacă să vedeți cum ajungeți la plajă. Am călătorit foarte mult și mă doare spatele. Eu să mă așez puțin. Oare Victor știe ce le spune amanta lui turiștilor? Sau nu-i pasă că până la urmă nu este casa lui, ci a soacrei sale? Uitați, haideți să vă arăt puțin. În față aveți plaja. Da, bun. Aici, pe stânga, imediat, aveți magazinul și pe dreapta e stația de autobuz. Ok, e bun atunci. Deci chiar aveți aici tot ce vă trebuie. Care plajă? Ce tupe oare? Ce plajă vrea să le arate când aceasta nu există în apropiere? Iubire, mă auzi, ce faci? Hai să vii mai repede, că am făcut o boacănă. Oare cu care dintre iubiții ei vorbea? Cu Victor sau cu așa zisul frate? Ce ai făcut, mă? De ce mă chemă? Băi, iubire, m-am agățat pe unii în gară. Așa? I-am adus aici și când să-i duc jos la bagaje, baba aia de cu el că ea doare... Da. Ce ai făcut, bă? Ce ți-am zis, mă? Bă, ți-am zis, dar te ori da, să nu te mai duci la România. Era vorba de 5 nopți și... Păi 5 nopți și ce facem? 5 nopți stăm cu ăștia pe cap. Ai zis să-i facem lui Fract o cameră, lui ție o cameră. Ai zis că vrei intimitate. Știu, dar acum 5 zile nu o să murim. Lasă-mă pe mine, de aici încolo mă duc eu. N-ai cum să te duci numai cu prietenul tău, nu o să te ia cu care l-ai întâlnit. Uluitor! Vroia să facă ce a făcut Victor zilele trecute cu turistele englezoaice, să le ia banii și să le dea țeapă. În ce s-a băgat soțul Marianei? Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, o să-ți treacă absolut tot. Așa zici tu? Uh-huh. Tu nu zici? La fel? Este scandalos ceea ce se întâmplă. Ce mai iubire, de ce ești acasă? Ce să fac, muncesc? Haide, vină la poartă mai repede și deschide. Ok, bine, hai că vin. Mamă, a venit unde a venit? Aici? E aici, da. Fugi în cameră, în momentul ăsta te duci în cameră și nu ești de acolo. Cât e via aici, hai. Fugi repede și schimbă-te, hai. Mariana, ce faci la mai aici? La mulți ani, iubirea mea. Astăzi împlinim 15 ani de la căsătorie, iubire. Doamne, dar de ce nu m-ai anunțat că vii? Păi de ce? Am vrut să-ți fac Mariana, o surpriză. Mariana, e casa plină de turiști, ce facem? Unde te bag eu acum? Haide, domne, că vreau să mâncăm tortul ăsta împreună. Ce faci acum? Mă ții la poartă, ai schimbat și ea la ce naiba? Păi de ce nu mă anunți? Doamne! Oh, nu!
Iată cine a venit în vizită. Nimeni alta decât soția lui Victor. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți. Băi, stai, numai că dacă ne aud oameni ăștia. Dom'le, azi nu nici noi 15 ani de la căsătorie, ce? Băi, de ce nu m-ai anunțat și pe mine să-ți iau și eu o floare, să fac și eu ceva? Hai, bine, să lăsăm problemele deoparte și să uităm ce dor mi-a fost de tine. Știi că te iubesc. Extraordinar! Cât tupeu are bărbatul să-i spună că o iubește când mai devreme amanta lui era călare pe el. Hei, bună ziua! M-am zis că ați cântat la mulți ani. Ziua dumneavoastră? Nu, îmi plin 15 ani de la căsătorie. Îmi pare bine. Mariana. Da, este căsată la noi. 15 ani de la căsătorie, nu-mi vine să cred. Oare... Da, 15 ani. Oare o să ajung și eu vreodată? Bineînțeles. Există înțelegere? Foarte frumos. Și ce o să faceți astăzi? Cum sărbătoriți? Să ieșim și noi undeva. Cum să ieșim undeva? Unde să ieși când casa e plină de turiști? Pe bune? Nu mă scoși pe mine nicăieri astăzi. Eu mai târziu oricum o să merg cu soțul meu la plajă și poate mergeți și voi. Mi-ar plăcea să ieșim. Și eu nu vreau ieșim. Să stau la plajă. Cred că mai bine ar fi să ieșim undeva să mâncăm, să luăm prânz împreună și ok. Cu mine. Te scot la restaurant. Lasă-mi numărul tău și o să te sun mai bine. Bine, scrie numărul atunci. Nu se poate așa ceva. Amanta lui Victor depășește orice limită. Oare ce are de gând să facă? Măi, ce naiba mă faci de râs în fața la lume, așa la oricine? Dar nu vreau să te fac de râs. Până la urmă, ce obligație am să dau explicații la toți turiștii? Oare pe toți turiștii tratează la fel bărbatul? Ora 16:30. Vreau în seara asta să rămân cu tine aici. Tu gândești în momentul ăsta? Trebuie să înțelegi că trebuie să strângem bani. Strângem și bani, gândește-te că eu, în momentul ăsta, eu nu dorm în casa mea. Știi destul de bine că dorm la Aurel. Câtă încredere are Mariana în minciunile soțului ei. În timp ce Victor ia prânzul împreună cu soția lui, detectivii observă că amanta lui își face niște poze în ipostaze provocatoare. Alo? Bună ziua, domnul Victor. Cu ce vă pot ajuta? Ați primit pozele? Da, numai că acum sunt la masă. Mă gândeam că poate vreți să mă mâncați pe mine. Cu siguranță peste 10 minute voi fi disponibil. Mhm, da? Bine. Hai că o să vezi tu ce o să fac. Ok, bine, bine, ok, mulțumesc. Cine era, iubire? O clientă. A venit la cazare. Incredibil, cât tupeu din partea amantei. Știe că Victor este în compania soției lui și nici acum nu se poate abține. Alo? Bună! Uite, cine bine. O fată aia, Denisa, care e în gazdă la noi. Da, alo, da, zi. Da, mergem. Unde să vă duceți, mă? Mergem și noi la plajă, iubire, te rog frumos. Știu unde e. În jumătate de oră e bine, ne vedem acolo. Ce drăguț. Nu mai mâncăm, nu mai facem nimic. Ce drăguț e fata asta, uite, era și ea singura acasă. Și mergem în trei, nu? Hai mă, iubire, nu mai fi așa. Păi asta e aniversare? Ce vrei, să o refuz? Este strigător la cer. Denisa este lipsită de orice jenă. Întrebarea specialiștilor este: de ce a acceptat soția noastră așa ușor să iasă cu o așa zisă turistă? Oare bănuiește ceva și vrea să-și demaște soțul sau este naivă? Hei, domnul uite, proprietar! Ți se pare normal să mor eu? Uite în ce ipostaze mă pui. Uite pe fata. Bună! 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 Totul era foarte obosit și chiar nu mai aveam ce. Și te-ai gândit să ieși la plajă? M-am gândit să ieși la plajă, da? Da. Vă schimbați și voi, nu? Eu nu prea aș vrea să fac baie. De ce? Chiar nu mă simt bine și prefer să stau un pic la soare și promit că vin mai târziu un pic. Mie cam așa să mă dezbrac, de când cu băiatul m-am îngrășat și... N-ai de ce, și mama e la fel, și mama puțin la fel. Toate o să ajungem așa, dar uite-te și la mine ce purta. Nu ai de ce să simți, ai copil. Este clar că subiectul nostru este deranjat de această situație, după expresia feței. Ce imagini! Așa ceva nu se poate! Amanta și soția la mare, iar bărbatul care se iubește cu amândouă stă tolănit la soare și le privește. Haideți să dau cu cremă, vrei? Plecat la 6. Ai uitat? Nu ziceți că plecați deja. Poate vin cu
treabă. Ce lămpare! Oricum, mă bucur mult de tot că v-am cunoscut. Noi ne bucurăm. Sunteți un cuplu minunat. Mulțumim frumos. Și vă doresc mai bine. Și la anul tot aici o să vin. Te așteptăm mai bine. Și ce mai bine. Ne-am înșelat. Femeia nu are nici măcar o vagă bănuială despre relația dintre soțul ei și așa zisa amantă. Ora 20:45 de minute. Hei, dar nu mai vine odată, am rămas singură pe plajă. Băi, iubire, tu ești nebună, mă. De ce? Ce a fost în capul tău? Nu suport să stai doar tu cu ea, ce vrei? Chiar te înțeleg de ce o înșel. Ce vrei să-i fac? Crede-mă să mur eu dacă nu îmi spune de 3 ani de zile că slăbește. S-a făcut cât casa poporului. De la an la an se îngrașă mai tare. Azi am noroc cu tine. Să fit așa pentru tine. Pentru că mă faci să uit de ce am acasă. Am o surpriză pentru tine. Ca simbol al iubirii mele față de tine. Să ne lege pe toată viața. Nu vine să cred. Un inel, în loc să-i dea acest inel soției, îl dă amantei. Da, când o să divorțez de ea? Vreau să divorțez de ea. Te rog. Nu am chef acum de partaj, am un copil cu ea, știi destul de bine asta. Bine, chiar nu. Nu vreau să vorbim despre asta acum. Și azi că am fost întrerupți, vrei să continuăm aici? Ce să facem? Să continuăm aici tot? Aici? Aici, acum? Vai, dragoste pe plajă în miezul nopții. De la un interes, uite la ce s-a ajuns. Mă, vezi că treaba e nasoală. De ce? Urcă pe gard, treci în partea la altă. Cheamă poliția. Am venit cu un adevăr în fața ta. Vreau să-l despart cu Victor de nevastă sa. Îl convinge blebul. Mă înșel, de ce? Cum ai ratat? Și cum ai ratat? Păi când să mă duc la salon? Pune mâna, fă mâncare, fugi la piață, fugi la muncă. 3 ani de zile de când mă țin de capul tău, slăbește! Te-a spălat creierul, bărbatul. M-am îndrăgostit. Asta-i îndrăgostit? Și asta și cu ăștia sunt iubiți, nu sunt frați. Ora 12:20. Detectivii decid să meargă și pe urmele amantei lui Victor pentru a afla cu exactitate ce pune la cale fata. Ce faci? Ce sexy ești! Ce să fac? Bine. Lasă-mă că abia așteptam să ne întâlnim. Ce crezi, mă? A venit nevasta lui Victor peste mine aici. Unde a venit, măi, fată? Acolo la voi, unde stați la vilă? Da, mă, acolo. Băi, nu știu, deci când am văzut-o, mi s-au muiat picioarele. Am simțit așa o gelozie, nici nu știam cum să mă comport, crede-mă. Pe Ionuț al tău, nu mai iubești, da sau nu? Mă, da, chiar țin la amândoi. Cu Ionuț, am petrecut atâta timp împreună. Asta ne-a legat și mai mult și... Da, m-am îndrăgostit de Victor foarte, foarte tare. De la un interes, uite la ce s-a ajuns. Știi bine că eu am făcut totul pentru bani și să plec cu Ionut, să ne facem o viață mai ușoară. Dar uite la ce s-a ajuns. Uite, te-ai îndrăgostit de el. Vreau să-l despart Victor de nevastă sa. Păi da, mă, fata, dar gândește-te și tu că din câte mi-ai zis ăsta are un copil cu ea, nu? Are un copil, mă, dar dacă o vezi e doi pe doi. Deci nu, și știu că are o mare slăbiciune la mine și cu siguranță o să reușesc. Că dacă a fost el în stare să te primească în casă, să facă, să dea țepele astea la turiști și pe tine și pe așa zisul fratele tău, eu nu știu, până acum nu s-a prins, ce faci? Cum naiba te descurci? Are cum să fie, mă, eu știu să-i fac pe amândoi, să-mi încălzesc pe amândoi. Ea este cea care a pus la cale toate excrocheriile cu turiștii, totul pentru a-și face o viață mai bună alături de iubitul ei. În timp ce amanta lui Victor plănuiește cum să-l desparte pe acesta de soție, bărbatul este, ca de obicei, în gară. Cazare! Bună ziua! Bună ziua! Aveți cazare? Străiți? Da. Unde? Câte camere doriți? Câte zile stați? Că vin și nașii diseară. Trei zile. Păi, în cursul săptămânii este 200 de lei, sâmbătă și duminica 300. Aveți baie în cameră, aveți gresie,
faianță, parchet, grădină pentru copii, loc de joacă. Noi venim aproape aveți de mare. Aveți loc și pentru grătar. Este foarte aproape de mare. Venim aproape de mare? De mare mergeți pe jos. Facem bai. Ce facem, iubire? Este ok? Îl luăm? Mergem? Cred că da. Eu vă zic că e mult mai bine pentru că eu sunt proprietar. Da, am și mașină, n-aș auzit la fel. Dacă este și le convine. Da. Vorbim. Este ok. Hai să vedem okay. Cum ești. Haideți. Parcă i-a spus amantei sale să racoleze doar turiști străini pentru a-i caza. Ora 13:45 de minute. Aici este casa. Dar mai bine nu ne luăm bagajele întâi? Hai să ne luăm bagajele, că suntem deja obosiți, asta mică e obosită. Haideți să vedeți, după care coborăm și luăm și bagajele. Haideți. Uitați, asta e camera. Foarte frumos. Da. Camera nașilor? Camera nașilor, o să mergem să o vedem și pe cealaltă. Dați-mi bănuții. Cât trebuie să vedem? Vedem. Bun. Și păi să vedem și în partea cealaltă și cum mergem la magazin. La străinătate să plătească și mergem afară. Bun. Okay. Mai degrabă hai să mergem să luăm bagajele, urcați-o și vede și camera nașilor. Bun. Ok, bun. Se pare că pentru Victor este o obișnuință să nu factoreze suma încasată de la turiști. Asta e cheia dumneavoastră. Da. Dați-mi să vă notez și numărul de telefon. La orice oră vă răspund, nu e nicio problemă. Ok. Da. Hai să mergem să ne uităm de magazin. Poate luăm câte bun. Ceva. Mergeți, da. Hai să ne întoarcem acasă. De ce? Ești obosită? Da. Hai să lăsăm și atunci după aceea ne întoarcem. Hai, mergem și lăsăm bagajele, dar tot trebuie să mergem să luăm ceva, da? Da. Bine. Dar ce are? Nu se deschide. Haide, pune mâna și deschide o dată. Poate ne-a dat o cheie greșită. Mai încearcă o dată. Nu merge. Ce faci? Mama, că mi-e foame. Să încerc să dau telefon, poate răspunde. Asta e două secunde, stai un pic. E închis telefonul, nu răspunde. Ce facem? Nu știu, bate în ușă. E cineva acasă? Nu, este imposibil. Nu se poate să facă asta unei femei cu copil. Le-a dat o cheie greșită și acestor turiști. Ce d*** e asta? Păi da, asta o să mă plictisesc. E cineva acasă? E cineva acasă? Deschideți ușa! Nu știu, urcă pe gard, treci în partea altă. Cheamă poliția! Ce să fac? Ce dracu să fac? Dacă mi-a dat numărul de telefon greșit. Atunci mai sună, pune mâna. Păi tu te uiți, trebuia să pui tu mâna să-l scrie. Păi ce eu sunt de vină? Hei! Hai, mami, stai că nu mai... Deja știu că este târziu. Băi, oameni, hey, da. Ce se întâmplă aici? Se întâmplă. Păi ce se întâmplă aici? Că deranjați oamenii aici. Am luat cu chirii o cameră. Care oameni? Noi am copii venit mici, să ne cazăm, stau aici, am copii bani, mici. Da? Și dacă stai aici, care este problema? Păi și mie îmi deranjați copiii. Păi și tu te la tine acolo unde stai, nu avem altă treabă. Și îmi dai tu mie banii înapoi? Aici. Păi ăștia dai sunt niște. Voi nu știați? Nu. De unde i-ați luat voi pe ăștia? Din gară. Păi și ce vreți mă să faceți? Să riți gardul? Să sun la poliție. Păi eu chem poliția, îmi deranjează copiii, am copii acasă. Și noi avem copii și nu pot să stau cu ei pe stradă că vreți voi. Păi am copii mici și îmi deranjează copiii. Ok. Și eu am copii. Nu mă interesează, nu mă interesează. Ai copii mici. Ai copii mici, dai cu mine de aici. Ne-am avut, chem poliția. Ce stradă e asta aici? Cunoști că voi sunt pe toate drumurile. Ăștia le dă, alu! Ăștia le dă țepe la toți pe fiecare săptămână. Vine poliția și degeaba. Care este problema? Și care este problema? Băi. Eu mi-am luat țeapă, i-am dat niște bani. Dorm în poartă. Băi, femeie, dar nu înțelegi să pleci de aici? Nu înțeleg ce să zici așa lui nevastă mea. Lasă-mi pace. Băi, n-aveți altă treabă de poliție. Duceți-vă de aici. Sunați la poliție unde vreți, vine, deranjați copii. Lasă. Fiecare avem copiii noștri și fiecare avem grijă de ai noștri. Tu du-te la tine la poartă. Ce șarlatani! Este evident că Victor a organizat foarte bine această escrocherie cu cazarea. L-a trimis pe așa zisul frate al amantei lui pentru a intimida pe acești sărmani oameni țepuiți. Ora 17:30 de minute. Mă, ce faci, frate? Salut! Salut! Ce mă, vezi că treaba e nasoală rău. De ce? Cu turiștia care e cazatul, fii atent ce spun. Cine mai a copilul? Băi, omule, fii atent ce spun, că a zis cheamă poliția. Stai, mă, liniștit, mă, frate, că nu-i nicio problemă, mă, ești nebun la cap. Sunt primii care a pățit treaba asta, dacă toți s-au dus la miliția, vine cineva acolo. Nu sunt primii. Da, astăzi a ieșit vecinul la poartă, am început să-i gonesc în casă. Lasă-mă, poate să iasă cineva, mâncați și n-are nicio dovadă, frate. Știu că n-are nicio dovadă. Ce să mă lege? Dar stai 2-3 zile pierdut în peisaj. Păi, nene. Gata cu banul, fratele tău, unde trebuie. Ce o să-mi fac? Stai, mă, frate, 2-3 zile. Mă, nebunule, eu n-am nici mutații acolo. Unde vine? Cine? Are vreo dovadă că i-am cazat eu acolo? Știu că n-are nimic, dar stai dispărut 2-3 zile să fie mai bine. Aha. De asta nu se teme subiectul nostru să comită astfel de infracțiuni, pentru că este acoperit.
vă informăm că toate persoanele care au căzut în plasa acestor escroci pe durata acestui filaj au fost îndreptate de către echipa noastră spre organele autorizate pentru a lua măsuri în acest caz grav. A venit vremea ca doamna Alexandra Marin să afle ce s-a ales de afacerea ei și mai ales în ce s-a transformat ginerele ei. Sărut, mâna. Ce rezultat mi-aduceți? Mare tupeiste ginerele dumneavoastră. Cine l-a învățat pe băiatul ăsta să facă afaceri? Nu înțeleg. Chiar nu pricep ce... Doamne, băiatul ăsta dă niște țepe fantastice la oameni. Adică cum? Cazare, cazare, cazare! Cazare! Cum adică în gară? Așa ca în anii 90, cazare, cazare, da, în gară. Cum în gară? Păi dar n-are voie. Păi noi avem vila pe internet dată, cum adică la gară? Deci mie mi se pare fantastic, dumneavoastră, la vârsta dumneavoastră, vorbiți mie de internet, de acte... Te rog frumos să mă ascult. Te rog frumos. Nu, eu nu-mi bag joc de nimeni. Eu am lucrat cinstit cu acte, cu bonuri, cu facturi, cu tot. Victor lucrează așa. Bună ziua. Bună ziua. Străiți. Da, câte zile stați? Că vin și nașii diseară. Am înțeles. 3 zile. În cursul săptămânii este 200 de lei, sâmbătă și duminica 300. Vedeți despre ce e vorba, dacă vă place, rămâneți acolo, dacă nu vă place, eu vă promit că vă aduc înapoi. O lună are 30 de zile. Da. Face bani foarte frumoși. Când ne-am cunoscut... Păi și unde-s banii? Fiți atentă. Puteți să mergeți, asta e cheia dumneavoastră. Da. Puteți să mergeți să și vedeți, da. Dacă aveți vreo problemă, vă las un număr de telefon, dacă... Da. La orice oră vă răspund, nu e nicio problemă. Dar ce are? Nu se deschide. Poate ne-a dat o cheie greșită. Mai încearcă o dată. Să încerc să dau telefon, asta-i poate răspunde. Asta-i două secunde, stai un pic. E închis telefonul, nu răspunde, ce facem? E cineva acasă? Acest ginere al meu a închiriat casa. A luat banii. Și a luat banul. N-a semnat niciun act. Și i-a dat altă cheie la familia respectivă. Ce înseamnă asta, doamnă? Înșelătorie. Mm-hmm. Înșelătorie. Eu așa ceva n-am făcut. Și stai să vedeți. Ce d*** e asta? Păi da, am dat un obiect. Hai odată! E cineva acasă! E cineva deschideți acasă! Ușa. Nu știu, urcă pe gard, treci în partea la altă. Cheamă poliția! Ce să fac? Ce d*** să fac? Dacă mi-a dat numărul de telefon greșit... Atunci mai sună, pune mâna. Păi tu te uiți, trebuia să pui tu mâna să-l scrie, nu să-l pune să-l scrie. Alo, dați drumul la ușă. Cât tupeu trebuie? Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama cum a putut să fac așa ceva. În decurs de 10 minute să te faci nevăzut și oamenii ăia să rămână mască cu un set de chei care nu se potrivesc în fața unei porți. Bine, cu un copil după ei, doamnă. Am înțeles. Doamnă, cu un copil după ei. Nici cel puțin poliția n-a putut să ia o măsură, că dacă lua poliția, venea poliția și lua o măsură, atunci aflam. Doamnă, atâta vreme că este o culpă comună aici. Da. Atâta vreme cât există fraieri. Corect. Care sunt dispuși să-i dea unuia pe care l-au cunoscut acum 10 minute 16 milioane în mână, fără să semneze un act cu el, un am ceva, înțeles, o hârtie la mână, un am ceva. Înțeles, da, luând da, doar da. Un număr de telefon, e vina lor. Dar cât tupeu trebuie să faci asta, zi de zi? Nu știu. Și băiatul se duce, ba în gara din Constanța, ba se duce în stațiuni, cu semnul cu cazare și cu cheia pe deget. Păi ce se întâmplă aici, că deranjați oamenii aici? Am luat copii, care copii, oameni? Copii mici. Care oameni? Noi am copii venit mici, să ne cazăm, am aici, dat niște bani, da? Și dacă stai aici, care este problema? Păi și mie îmi deranjați copii. Păi copiii. Și tu te la tine acolo unde stai, puțin. Noi avem altă treabă. Bă frate, dar ați luat și voi fără chitanță ceva de la ăștia? Îi cunoașteți pe ăștia, de unde-i dracu i-ați luat voi pe ăștia? Dracu, dă ție chitanță când vin la mare. Proșca, voi sunt pe toate drumurile. Ăștia le dă, alu, ăștia le dă țepe la toți pe fiecare săptămână, vine poliție și degeaba. Care este problema? Și care este problema ta? Eu mi-am luat țeapă, i-am dat niște bani. Și face foarte mulți bani și foarte ușor. Și spuneți-mi și mie, doamnă, și că sunt bani? Îi spuneți-mi că aveți o vârstă. Când faci bani foarte mulți, foarte ușor, ce faci cu ei? Cum ce fac cu ei? Îi toci. La fel de ușor. Ce faci, iubire? Scuze că am întârziat. Cine e asta? Amanta ginerului dumneavoastră. Ba să zic că e adevărat. Da. Bun, bravo. Aștept pentru tine. Oricum, sunt foarte puțin pentru ce faci pentru mine viața. Ia. Câți ani îi dați, doamnă, Denisei? Tu, știi, tu, cam pe acolo, da.
acolo, nu? Ginerile meu, vorba aia, 43-44, cam aici. De ce stă o fată de 22 de ani cu un bărbat de 44? Pentru bani! Interesul! Mă nebunești! Place? Serios? Normal că place! Ce frumos să distrează! Asta este motivul pentru care nu mai există comunicare. Asta este motivul pentru care... Am avut dreptate? Ați avut dreptate, da. Am mirosit? Vreau să mai vedeți ceva, care da. Să vă pună nițel pe gânduri. Nimic, cam așa să mă dezbrac, că de când cu băiatul m-am îngrășat și... N-ai de ce, și mama e la fel, și mama puțin la fel. Toate o să ajungem așa, dar uite-te și la mine ce purta am. Nu ai de ce să simte, ai copil. Ce caută ea acolo? Adică cum e prietenă? Ce caută fiica dumneavoastră împreună cu amanta soțului? Alo? Mariana? Unde ești, fată? Cu cine ești acolo? Să stai acolo că vin și eu acum. Acum vin și eu. Îți fac o surpriză mare de tot. Acum, într-o jumătate de oră sunt acolo. Nu-ți face probleme că vin. Bine, hai, pa! Unde e doamna? E la Constanța. Toate veștile neplăcute au venit ca un șoc pentru doamna Marin, care nu-și mai găsește cuvintele de atâta durere. Ce caută fiica mea cu aia, nu? Și cu bărbatul? De unde o cunoaște fiica mea pe acea femeie? Mulți ani trăiască la... Băi, stai, mă, nu mai cred că ne aud oamenii ăștia. Hei, bună ziua! Bună. M-am zis că ascultat la mulți ani. Ziua dumneavoastră? Nu, prin 15 ani de la Costanița, îmi pare bine. Mariana. Da, este cazată la noi. Ea e cazată în vilă? Permanent. Permanent. Păi de unde până unde? Omul vrea să-și țină amanta lângă el. Așa se procedează acum? Dacă soția permite. Eu mai târziu oricum o să merg cu soțul meu la plajă și poate mergi și voi. Mi-ar plăcea. Și eu nu vreau să stau la plajă. Cred că mai bine ar fi să ieșim undeva să mâncăm, să luăm prânzul împreună și ok. Eu aveam și costum de baie cu mine. Păi atunci mergeți la restaurant și după ce mâncați, uite, lasă-mă chiar pe Mariana. Chiar mă scoți la restaurant? Te scot la restaurant. Nu-i mai judecă, practic, nu-i mai judecă capul. Am bârligat-o, a sucit-o, a dus-o, a întors-o până a zăpăcit-o de tot. A scos-o la un prânz și hai la revedere. Și pentru o friptură și un pahar de apă chioară, gata. Du-te acasă, la revedere. Du-te acasă, hai pleacă. Ajunge, gata, ți-ajunge, ai mâncat destul. E normal așa ceva? Eu n-am trăit așa ceva. Omul ăsta sau ce? Că eu nu mi-explic, adică o femeie care se simte dată la o parte, care se simte neglijată, care este tratată așa. Dar ea nu-și dă seama că este dată la o parte. Ea nu vede că e dată la o parte. Adică de un an de zile. Eu vă văd pe dumneavoastră o fire cu un temperament. Nu vă văd așa o femeie care... Păi dacă mie făcea bărbatul meu așa ceva, îl s**am de gât. Sărit așchia foarte departe de trunchi, doamne. Păi de-abia aștept să dau ochii cu ea. Așteptarea este lungă și grea, iar tensiunea crește de la o secundă la alta. Oare cum va reacționa Mariana când va afla că a stat alături de amanta soțului ei? Și mai ales, ce va spune când va afla că dă țepe unor oameni de bună credință? Hai să o întâmpinăm cum trebuie. Hai, fata, hai mai repede, că mă grăbesc. Ce-i cu tine aici, mamă? E, ce-i cu mine? Hai să vezi. Asta aici cu camerele astea, vină încoa. Dar vină tu încoace, lasă-mă. Vină încoa să vorbim. Ce cauți tu aici cu toată lumea asta? Cum adică ce caut? Nu aveți idee cine suntem noi, cu ce ne ocupăm? Da, domnul Ernest, Mariana. Sărut mâna, mâna asta o să ne scutească mult timp. Ce cauți aici cu toată lumea asta? Ce caut? Dar ce s-a întâmplat? Te înșeală prosto. Cine mă înșeală? Bărbatul, nu eu. Nu e adevărat. Ce vorbe? Nu e adevărat. Ha? De când ne-ai dat casa aia, ai început să o iei razna. Eu? De focul la bani. Nu e adevărat. Mamă, facem aici mascaradă. Ți-a spălat creierul, bărbatul. Ai înțeles? Nu mi-a spălat niciun creier, mamă. Da. Te bași tu numai aici unde nu trebuie. Nu e adevărat. Ce ziceți, doamnă, legat de bani? Ce ziceți legat de bani? Nu e adevărat. De când ne-a dat mama o casă la mare. Casa pe care o închiriază Victor. Dar atunci are o problemă. Face numai ceartă, balamuc, discuții. Cine mă face? Eu îți fac ție ceartă, nu te rușine să-ți pe așa ceva. Nu-ți convine nimic de el. Totdeauna ți se pare păi nu știu cum. Păi cum să-mi convină dacă eu văd ce face? Ce face? Ce face? Doamnă, cu tot respectul, așa, soțul dumneavoastră este un mare țepar. Una la mână. Cu tot respectul. Că nu înțeleg. Un mare țepar. Cazare ieftină. Cazare. Hello. Hello.
Do you have rooms available? Yes. How much? 50 euro. That's great. L-a luat din gară, a luat banii, le-a adus acolo și fetele rămân pe afară. It doesn't work. Seriously, try it. No, you try it. Call him. It doesn't work. The phone is out of service. Anybody there? Nu cred că din banii ăștia vă întrețineți dumneavoastră? Nu. Când ați fost dumneavoastră la vilă, câți turiști erau cazați acolo, doamnă? Nu știu, că eu nu am intrat peste tot în camere. Am înțeles că asta era închiriată. V-ați întâlnit cu o fată. Nu era nimeni în camere. Nimeni! V-ați întâlnit cu o fată. Vă mai aduceți aminte cum o chema? Da, Denisa. Denisa. Și de unde știi tu pe Denisa? De acolo, e turistă. S-a cazat la noi în casă. Aul! E amanta lui bărbatul. Când ai să vezi, Victor mă iubește prea mult. Vai de capul meu. Nu mai poate de dragul tău. Să de știi ce, că mamă, de ce să nu mai poate, poate de dragul meu? Să te bălește pe jos de dragul tău. Mamă, sunt și 15 ani, normal, că nu mai pot să arăt și dacă ca... 15 o recunoașteți? Ani, ce... Mamă, dacă faci belele de-astea de fiecare dată, de fiecare dată am să te las să faci. Da? Casă la noi? Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Nu, nevastă-mi. Hai, frate, și asta trebuie să știi să spun. Stai, pot o fi ceva cu băiatul, stai. Ce faci, mă, iubire? Ești acasă? Mă doare capul de prostia, nu fi. Uitați-vă, vă rog frumos aici. Fii mea! Ce să fac, muncesc? Fugi în cameră, în momentul ăsta te duci în cameră și nu ești de acolo. Cât e via aici, hai. De-aia nu-mi deschidea el, că era... Cu cine o semăna, domne, fata asta mea? Nu pot să-mi dau seama cu cine o semăna. E vina mea că și-a găsit mantă. Dar de ce e vina ta? Persoana care eram înainte. Adică? Am mai schimbat și eu, m-am mai îngrășat. După sarcină. Asta e, mamă, ce să... Adică cum asta e? Păi și ce vrei să fac, mamă? Să rămân la păi vârsta asta? Păi să mă crezi pe mine? Bătrână, fără un bărbat, fără un sprijin, cu copilul. Să mă crezi pe mine că e adevărat. Am venit cu un adevăr în fața ta. Și acum ce vrei tu, să rămâi singură? Dar nu ți-am zis păi să rămâi. Păi și atunci, da, mă, ce vrei să las pe Victor, da, pentru el, ce? Dar el, da, asta e bun, e bun, e bărbatul meu, n-am ce să fac. Pală-te cu el, merg mai departe cu el, orice-ar fi. Dacă tu crezi că e bine, n-am nimic împotriva. Adică accept să fii înșelată? Nu și cu bani, să fiu înșelată. Și cu bani ești înșelată? Doamna, și ca femeie ești înșelată? Și mie, cât tupeu trebuie să faci asta? Bună ziua, domnul Victor. Cu ce vă pot ajuta? Ați primit pozele? N-am înțeles ce să fac. Mă gândeam că poate vreți să mă mâncați pe mine. Cu siguranță peste 10 minute voi fi disponibil. Hai că o să vezi tu ce o să fac. Chiar nu-mi vine să cred că tupeu poate să-i vei ia. De nesimțire, un tupeu fantastic. Ea are tupeu? Da. De ce acceptați soțului dumneavoastră să se comporte așa cu dumneavoastră? De ce? Ok, toți bărbații înșeală, nu e el singurul. Vă auziți vorbim? Păi asta e, așa. Vă complaceți într-o situație cu ok, toți bărbații înșeală? Păi nu am ce să fac, asta e situația, am o vârstă, un copil. Când chiar aveți, nu, doamnă, am că ce nu să sunteți fac la pensie. Păi nu sunt la pensie, domnule, în rest, dar ce să fac, să iau viața cu o altă persoană? Cine o să aibă grijă de copilul meu mai bine decât el? Păi să plătească. Să vă întrețină dacă asta știe să păi facă. Păi credeți că mă descurc cu o pensie alimentară? Doamnă, stați puțin, că deci, pe mine, deci pentru mine e o enigmă. Afacerea este a familiei dumneavoastră. Așa. El practic e un intrus, o căpușă corect, care profită. Corect. Auzi, aveți o afacere, mamă, la cheie. Are dreptate, domnule Ernest. Aveți are o afacere la dreptate cheie. Adică eu ți-am dat un bine lucru să el... mănânci o pâine bună și tu ce ai făcut? Hai, el mamă, tot... lasă-mă, mi-ai dat o, să auzi, mănânc o pâine bună și auzi, mereu te-ai băga, mereu te-ai băga, că nu trebuia. Crede-mă! Ba, nu e adevărat. Ba, da, și ai făcut de fiecare dată. Nu e adevărat. Și acum, nu trebuia să vii tu. Doamna, dumneavoastră, eu nu înțeleg care era rostul dumneavoastră în familia mea. De ce să nu-l aduc? Ce problemă ți-a făcut, domnule? Tot dumneavoastră vă simțiți... Vreau să rămân singură, tu asta nu înțelegi. Ba, eu înțeleg foarte bine. Păi și atunci... A, și o să-i acceptați orice, acceptă-l, nu? Acceptă-l așa. Da, e bărbatul meu. O să-i accept... Fii atentă, să-ți mai spun o chestie. O să-i acceptați orice? Adică treceți peste asta? Nicio problemă? Păi trecem datorită la copil, mai trece cu vederea anumite lucruri. Ce să facem în viața asta? Păi ce vrei, că... mamă, tu înseamnă... nu te uiți la mine, mamă. Hai fi atentă. Deci nu ne mai înțelegem absolut deloc. Mă las să vorbesc eu. Nu mai țipa la mine, mamă. Mă las, la noi. Mă las să vorbesc. Poftim, vorbește. Sunt mama ta și în fața așa mea nu trebuie să ridici tot. Mamă, dar eu nu te jignesc, te respect, te iubesc, așa, înțelege așa o chestie. Auzi, vreau să te întreb un singur lucru. Dacă ferească Dumnezeu să îmbolnăvește el, așa, așa, tu ce faci? Eu ce fac? Și moare. Ce faci? Ce faci atunci? Nu iei de la capăt? Ce faci atunci? Nu știu dacă aș avea puterea să o iau din nou de la capăt. Na, tu n-ai putere să faci nimic. Nu, mamă, pentru că nu e ușor să-ți faci o relație după o anumită
vârstă da, și așa mai departe. Stați un pic, stați un pic. Cum poți să-ți faci atât? 30 și aproape 40 de ani. Și ce dacă? Și ce dacă? N-ați fi nici prima, nici ultima care trece prin așa ceva. Dar eu nu vreau să ajung printre persoanele alea. Asta e ideea. Vă întreb direct, v-a mai înșelat omul ăsta? Nu. Unii o fac cu cap. Da, aveți unii o fac de nu știe nici vântul, nici pământul. Alții își bat joc. Dumneavoastră, în momentul de față, vă aflați în situația aceea. El își bate joc. Să-ți imaginați-vă un pic puțin. Jos, că deja nu mai pot. Doamnă, imaginați-vă puțin. Unde vă vedeți peste 2 ani? Credeți că e o simplă aventură? Că a vrut și el să schimbe peisajul, să schimbe aerul, după care se va întoarce în genunchi la dumneavoastră? Eu cred că e o simplă aventură. E ceva ocazional. Eu așa... Doamnă... Vreau să divorțez de ea. Te rog. Ce mă rog? Nu mi-aduce aminte de asta. Nu am chef acum de partaj, am un copil cu ea, știi destul de bine asta. Nu vreau să vorbim despre asta acum. Ai văzut ce vrea să facă? Vrea să ne asta vrea ea? Păi, dă-l convinge, blegu! Doamna. Îl convinge! Ca simbol al iubirii mele față de tine, sper ca inelul ăsta să ne lege cu toată viața. Inel, nu vine să cred! Putea să o facă și să nu știe nici vântul, nici pământul. Dar spuneți-mi acum sincer, priviți-mă pe mine în ochi. Păi credeți că mai am curaj? Îi spuneți-mi și mie dacă dumneavoastră trăiți mulțumit alături de el. Dacă vă mai dă atenție, uitați-vă, vă rog, la mine, nu în pământ. O recunosc. Și vă place genul ăsta de viață? Nu. Vreau să fiți un pic atentă. Când te văd că te pup cu ăla, te iei în brațe cu ăla, te dubulești cu el de față cu mine, mor. Hai să ne ducem planul la bun sfârșit. Nu mai pot, simt că nebunesc. Șt, nu mai ți facă ne aude. Cât mai durează chestiile astea, căcănările astea? Mult. Crezi că mie mi-a fost ușor să-l conving să facem toate ilegalitățile astea? Mai ești tu puțină răbdare, ce vrei să fac, Ionuș? Ce vrei să fac? Ea le-a păcălit și pe el, îl minte. Zice că... Are vreo importanță? Păi, dar ce importanță are una? Îl prostește pur și simplu. Păi te-a prostit și pe tine. Mamă, păi dacă el o să vadă imaginile astea, așa, da, așa. Te azi garantez eu așa. Și ție și lui domnul Ernest că el tot cu mine va rămâne. Eu nu vreau să vă conving de nimic. În momentul când tu ai să-l ierți pe acest om, e treaba ascultă-mă ce voastră sunteți dispus cu mine să mergem să-i arătăm imaginile astea lui, ca el să se convingă că persoana respectivă îl minte pe el și îl păcălește, îl folosește pentru banii respectivi. Că el o să vină în genunchi la dumneavoastră. Da, eu garantez lucrul ăsta și am să vă demonstrez și ție, mamă, și dumneavoastră. Eu asta vreau să vă cu ochii mei. Da, mergem să vedem. Pentru că eu sunt ferm convins că băiatul ăsta are o cu totul altă nu idee. Domnul Ierez, dar uitați-vă cum arată. Auzi? Eu vreau să mă convingeți. Ești nebună rău, dă-te. Eu vreau să mă convingeți. Mamă, tu te-ai uitat cum arată fetița aia pe lângă mine. Eu m-am îngrășat, arăt altfel, normal. Și am cântat, e tânără, e frumoasă. Cu tot respectul, nici el nu este vreun fotomodel, da? Dar ce e fotomodel? Măi, mamă, nu este un fotomodel, dar totuși e bărbat, e altceva. Și ce dacă? Și are dreptul să facă ce a făcut? Mamă, știi ceva? Una și cu una, facem subiectul. Mergem, domnul Ernest merge cu noi. Da? Și eu asta vreau să văd. Da, merg cu domnul Ernest ca să-ți demonstrez că e ca mine, mamă. Eu asta vreau să văd cu ochii mei. Așa ceva nu ne-a fost dat să întâlnim până acum. Chiar dacă a aflat că este trădată, vrea să-și aducă soțul din nou în viața ei folosind asul pe care îl are în mânecă. Spune-mi, te rog frumos, eu sunt în parcare. Hai, mamă, vine încă. Acum am trecut de roata mare. L-am văzut, gata. Uite pe Victor. Tovarășe, ce faci? Salut. Ce faci, mă, tu aici? Ce cauți tu aici? Bă, ce căutați, mă, aici? Ce cauți tu aici? De aici. Bă, dați-mi drumul de aici. Hei, nu fă pe nebunul. Ce aveți, mă, ce căutați, mă, aici? Nu fă pe nebunul, că nu vrem scandal. Ce căutați, mă, aici? Frumos, nu fă pe nebunul, că nu vrem scandal. Nu vorbim, ce cauți tu aici? Vino, te rog, în pace. Ce, mă, cu camerele astea? Ce cauți tu aici? Ce căutați, mă, aici? Nu vreau niciun fel de scandal. Păi nu vrei scandal, ce cauți cu ăștia aici? Eu un parc public, da? Ca și păi tine. Și parc public, nu mai țipa. Bă, cine este? Hei, te rog foarte bă, mult. Vezi de treaba ta. Bă, vezi de treaba ta. Stai calm, nu vrei scandal. Stai calm, nu vreau scandal. De ce ai adus pe ăștia aici? De ce ai adus pe ăștia aici? De ce am adus? De ce ai adus pe ăștia aici? Ce-mi faci? Ce-mi faci tu mie? Ce ți-am făcut eu? Panorama cu toate. Ce panorama am făcut? Ce am făcut
treabă, nu arăt. Cu cine? Cu fata aia? Ce, mă, ce treabă am eu cu aia? Ce treabă ai tu cu Denisa aia? Păi nu stați omor acolo! Ce treabă ai tu cu femeia aia? Ce treabă am eu cu femeia? Păi omule, ai nebunit o țilanga cu problemele, cu discuțiile într-una așa. Ce probleme, mă, ce discuții? Cu femeile într-una așa, o țilanga, langa, langa, nu te mai potolești? Ai să facem cunoștință, sunt mama lui Mariana. Cine e, domnule Mariana? Ia domnule una cu mine. Nu am mai vrut fata așa, vă luați mâna după mine. Ce vreți? Ce vreți? Au după ce ce vreți? Vreți? Tu ce vrei? Să-i spargi casa fiicei mele? Și-a spart-o ea singură. Ce-a spart-o eu? Păi cum adică? Uita așa spart-o. Cum să ți-o spart? Păi mai mastodon cu pana mea doi pe doi. Dar ce te interesează? Aia, Victor, la ce să uite? Dar ce te interesează? Ce, ce din mi s-a spunat asta pe pișcuri? Eu fi mai calm. Eu fi mai calm. Eu o să fiu calm. Ce vrei tu mi-a dat la mine? Vreau să vorbesc, că te întreb ce ai de gând să faci. Ce am eu de gând să fac? Da, mă simt bine cu Victor. Ce treabă am eu cu Denisa? Zici mie ce treabă am eu cu Denisa. Am să demonstrez-o pe cameră că tu trăiești cu ea, că mă înșel. De ce? De ce? De ce? Uită-te cum arăți! Da, de ce ea cum arată? Uite cum arăt dumneata și uite cum arată fita! Asta e ce vezi? Ce asta e? De ce n-o avea? Și atunci de, atunci de ce o doare? Că Victor se uită la mine? Păi, să fim serioase! Păi, dar tu chiar, auzi, dar chiar tu nu te gândești că este un om căsătorit, are un copil, are o casă. Atâta timp cât eu sunt bine, așa fac cu toată lumea. Dar nu, nu vă interesează de mine. Nu e bine ce faci. E, e problema mea? Care e problema ta? Dar nu e bine ce faci. E fix problema mea. Eu mă simt bine, eu îmi fac bani, eu știu să fac ce vreau. Păi ce bani faci tu, că înșelați lumea? Înșel lumea, am bani. Și asta e bine? Da. Portofelul meu e bine pus aici, să știu. Da? Da. Și, și îmi pare ești și la fita. Dar nu te gândești că există un Dumnezeu? Nu, dacă exista un Dumnezeu, m-a ajutat și pe mine să, să nu ajung aici. Dar dacă ești de aici, nu mă interesează. Dacă ești de aici, două mașină peste tine. Eu nu am scrupule, femeie, nu mă interesează nici de fita, nici de nepotul, tu nici de lumea pe care am fraierit-o. De nimeni. Nu! Uite cum arată, vrei să-ți o aduc? Da, arată așa! Arată. Vino cu apă! Vino cu apă! Ia-mă mână după mine! Ia-mă mână după mine! Uite, o vezi, măi, cum arată! Măi, băiatule! O vezi, ia, cum arată! Cum arată? Ți-a dovedit, ți-a dat mântă? Păi ia, uite, stai mă așa! Măi, omule, ia, vino cu apă! Stai mă că nu-ți fac nimic, lasă-mă să vorbesc! Vino cu apă! Vino mă un pic în coa! Vino mă un pic în coa! Lasă-mă, frate, că nu-i fac nimic! Asta, vino să discuți cu mine că eu sunt nevastă ta. Și ce, dacă ea? Uite cum arată aia și cum arăți tu. Ți-a dat ea copil? Ți-a dărut ea ție vreun copil? De 15 ani zici că slăbești. De 15 ani, dar tu pune de 15 mâna și slăbește, frate. Lasă-mi pula mea. Stai aici să discutăm. Mai faci tu cu bărbatul aici? Păi cu ăștia vii. Veni ce cu ăștia dacă e nevoie. Dă-i mă drumul tău spart să moară. Ce? Cum ce? Ce te enervezi de așa? Ce am de mă enervezi? Stai să vorbim ca doi oameni normali. Ce să vorbim ca doi oameni normali? De ce faci ceea ce faci? Ce de ce mă minți cu casa, că închiriezi? De ce păcălești lumea? Ce oameni am păcălit eu? Cum mai nene oameni? Ce dovezi ai tu, mă, că ți-am familia? Ce dovezi am? Hai mă, lasă-mă, mă, bă, terminați-mă, lasă-mă, pula. Vreau să știu și eu așa. Unde accepti asta? Cum? Așa, ce poți? De ce accepti ca iubita ta să se culce cu el? Cum, cum de reziști? Îl facem, frate, de bani. Cum reziști? L-am făcut de bani, frate, dar omul e pompălău, ce pentru câți fac? Bani? Omul e pompălău. Pentru câți bani poți tu să accepti că uite, uite-te la ea. Ați păcălit lumea? Ce-am făcut? Care-i problema? Cum adică care-i problema? Care-i problema? Care-i problema? Păi care-i problema? Păi și e normal că ați păcălit oamenii? Da, e normal. Dar nu te-ai gândit la copiii mei? Care-i problema? Păcălesc oricine dacă eu sunt. Dar de ce să păcăl? Te gândești la Dumnezeu? Pentru că am față frumoasă, am corp mișto. Și pot să-i crostesc cu tăsa. Ce să spun? Și pot să fac ce vreau. Și eu știu să câștig banii foarte ușor. Dar de ce te crezi tu așa frumoasă? Pentru că sunt. Când mă țin de capul tău, slăbește! Așa și? Slăbește! Da, tu... aia m-am îndrăgostit, da, doamna, uite-o nu... cum arată! Da, eu nu mă țin de 3 ani de zile să te potolești cu femeile, să-ți vezi de casa ta? Ce vrei să fac, frate? M-am îndrăgostit, asta-i viața! Asta-i viața, și... n-am ce să fac! Păi și cum te-ai îndrăgostit pe banii noștri? Care banii noștri? Pe munca lui mama? Care munca lui măta? Da, de... Hai mă, lasă-mă! Păi, dar de unde-i bani să o plimb și să o distrez? Pe casa lui măta? Bă, termină-te cu d-astea, mă, că din cauza ta s-a ajuns la astea. Unde-i copilul acum? Unde-i copilul acum? Că măta, uite-o! Acasă, uite-o pe măta! Uite-o pe măta! Păi unde-i copilul? Mama mi-a demonstrat ce fel de om ești tu. Așa, și ce ți-a demonstrat ție, măta? Tu ai
simți că ai terminat cu femeile, că-ți vezi de treaba ta, așa? Că te potolești, că ești un om normal și tu ce-mi demonstrezi? Ce-am făcut? Ce-ai făcut pe plin cu amanta? Ce vrei să fac, frate? Uite cum arată, bă, vină mă, cață, cum arată aia? Cum arată aia? Și cum arată asta? Păi, tu ai luat de nevastă. Are 15 ani, femeia asta. Hai mă, las-o, mea, are 15 ani. Mă rog, de 3 ani de zile. Păi, femeia lui Dumnezeu, pune mea mâna și du-te la sală și slăbește. Păi când să mă duc la sală? Pune mâna, fă mâncare, fugi la piață, fugi la muncă, fugi la... E bun banii, când vin acasă cu banii, care e bun. Bani? Ce bani, care mi-ai bani, adus mă? Mie, mă? Cum care bani? Ce bani mi-ai dat cum care mie? Bani? Pentru câți bani accepti tu și de cât timp accepti tu? Foarte mulți bani, foarte mulți bani. Deci pentru bani, te rog, nu mai mi-a agresat colegii. Pentru câți bani accepti tu ca ea să se culce cu el? Cum poți să... Foarte mult, nu te interesează pe tine. Nu te deranjează? Nu. Stai aici de vorbă cu mine. Nu mă interesează. Odată ce l-am făcut, nu te deranjează? Iată, bani, care-i treaba? Eu știu că te deranjează lucrul ăsta. Mă deranjează, câteodată mă deranjează, dar din cauza la neajunsul, ce vrei să faci? Ce neajunsul? Neajunsul. Eu am fost un băiat amărât, am crescut la orfelinat, am întâlnit-o pe ea, a intrat pe felie cu el, am făcut de bani. Care-i problema ta? Așa. Ernest, arată-mi și mie dovadă. Stai aici, nu mă crede. Ce să? Ce dovadă? Ce vrei să vezi? Ce face el cu strani? Atâta vreme când nu te calmezi, nu am ce să discut cu tine. Îți strici familia ca asta, că te bani la mama. Hei, te rog, potolește-te. Și tu? Soția lui. Știi că te minte. Ia-l mână. Ia-l te rog să doamna, alu. Și ce-ți face? Ești soția lui. Ce panare mai făcut aici de să uită toată lumea asta la noi? Iată așa, familia. Lucrurile s-au schimbat. Tu bani pe călin lumea, nu ți-a fost milă de copilul ăla că a dormit la bordură din cauza voastră? De ce să te distrezi, să te simți bine tu? Dar ce vrei să spui? Vrei să spui că să fii și tu mamă și poți să faci și cineva la fel? Să fiu mamă. Doamna, nu are ea, nu are ea genul acesta de... Nu are ea genul ăsta de... De frică sau de... Nici de fiitul, nici de mata, nici de Dumnezeu. Deci iubitul ei mi-a zis că 200 de mii de euro l-au făcut pe Vic. Nu mă interesează. Sincer, i-am zis și... Mai ai vreun ban din banii ăla ai păcălit? I-am zis și iubitului tău, zic și ție, mi-e milă de voi. Mi-e milă că gândiți așa. Așa se poate. Ați trecut în ce ați trecut și vă bate joc de alți oameni. Să nu răcindează fata așa, există un Dumnezeu. Și nu mă interesează. Trebuie să fie altfel în viață. Hai tu cu Dumnezeu și cu drăzina ta. Așa, și crezi că dacă ești așa, dacă ești fata mă de ce? Satul nu e bine? Păi, dar cine-i de vină? Nu ești tu de vină? Eu sunt de vină. Da, păi, ce-am făcut eu? Și cu doamna. Care doamna? Uite, doamna. Păi, o vezi cum arată aia și cum arată fita. Dar de ce ai stat cu fiinea? Am avut nevoie de bani. Asta e. Și atât? Atât. Am iubit-o. Așa? Am iubit-o. Nu mai iubești. Nu mai iubesc. Femeie care se neglijează, la un moment dat se ajunge la situația asta. Nu să vii cu toate camerele astea cu ăștia aici să mă faci pe mine de panoramă. Mă cunoaște toată lumea în orașul ăsta. Trebuie să te fac de panaramă. Tu să vii să-ți arăt eu ce ai făcut tu. Ce am făcut ca tu? Ca să vezi tu că eu nu sunt proastă. Și asta și cu ăștia sunt iubiți. Nu sunt frați. Fraiere, te-a păcălit. Nu, e adevărat. Ba da, așa e ca banii, fraiere, să vezi. Tu cum poți să iubești un bărbat să te culci cu altul? Cum? Știi că el fierbe pe tema asta? Știi asta? Pentru câți bani faci asta? Nu e important. Pentru câți bani faci asta? Ideea e ca să nu apropii de la bani. Doar că eu m-am atașat și mai mult. Pe bune, te-ai atașat tu. Tot la mâna mea o să vii. Ia să văd și eu, hai. Ia arată și mie. Tot la mâna mea ai să ajungi. Ce să-ți arăt? Când mășeală pe mine, cine mășeală? Frumos i-ai lăsat în stradă? Cine i-a lăsat în stradă? Domnia ta, cine? Păi sunt eu în filmarea asta. Da, ești tu în filmarea asta. Ea e agățat din gară. Ce făcea aici? Păcălei lumea, nu te gândești? Cazez oameni! Cum i-ai cazat? Îi cazez! Spune și mie, te rog, câți bani a trebuit să dai șpagă ca poliția să nu vină când ei sună? Câți bani? N-am dat, frate, niciun bani. Câți bani? Ai văzut, da, că am dat bani. Asta e dovada!
când el a venit panicat, așa, că trebuie să stai 3 zile la punct, să nu mai treci pe acolo, așa, și tu erai foarte și generos de în declarații. Uite, le-am. Păi cum ai intrat tu să filmezi? De la poartă. Tu aici vorbeai de stadiu. Acum am făcut. Lasă-mă, te rog frumos, în pace. Spune și mie, câți bani a trebuit să dai? Ca în momentul în care oamenii ăia sună la poliție, da, mă, frate, nimeni. Asta nu-i treaba ta, nu trebuie să spun eu ție câți bani am dat și unde am dat. E problema mea. Hai să fim serioși acum, câți din oameni ăștia de aici își permite să vină să stea cazați? Și câți dintre ei sunt muritori de foame, frate? Câți dintre ei nu sunt păcăliți și sunt luate apartamente și sunt lăsați în stradă? Eu ce am făcut eu nimic atunci. Eu te întreb altceva, business-ul ăsta, dacă îl făceai legal, așa, nu făceai bani? Făceam bani, dar uite, făceam mai mulți bani așa. Și așa nu e mai periculos, că acum, uite, am intrat noi un pic pe fel. Și ce o să-mi faci? Exact, aici legal, cum ai făcut până acum. Asta e, frate, eu îți garantez că nu să fie ilegal. Stai ca, vă rog frumos, vreau să vă dă și eu. Eu mă dă la pușcărie, pe fitul cine îl crește? Eu, mă, eu. Tineritul, dacă nu o să fie cu mine azi, mâine o să fie cu alta, n-are ce să vadă la 2 pe 2 în 10 ani, frate, și mama a avut copil și dumneata a avut copil. Atâtea ori ți-am spus că măta are o influență proastă asupra copilului. Și ți-am zis, pune mâna și stai acasă și ai grijă de copil, îți trebuie camere. Eu să stau acasă și să ce lupă de gări. Ți-ai luat bodyguard, zi? Da, mă, v-am mai înșelat omul ăsta, vă mai întreb încă o dată. Da, da, mă, frate, am înșelat omul, nu aveți cum arat. Tu mai stai cu asta? Stai puțin, soția ta, tu ai căsătorit cu ea. Asta e locata ta de 15 ani, băi. Tu mai arăți cum arătai acum 15 ani sau cum? Băi, frate, m-am luat de ea. Vreo mis fotomodel? Du-te, fă-i femeia lui Dumnezeu la sală, ia cu alea bani, du-te, slăbește. A, o să slăbesc, o să fie bine, o să garantez, îți promit că așa o să fie. Uite după 3 ani cum arată. Și tu la fel ai zis că te mii cu femeile și toți la cap. Și asta e soluția, nu? La nu e soluție, frate, uite cum arată aia. Da, ok, am văzut cum arată. Aia te păcălește, fraie. Am îndrăgostit, frate, asta e viața. Te-ai îndrăgostit. Ce nu ți s-a întâmplat să te îndrăgostești? Arată-te cu Ernest cum îl păcălește, cum îl minte. Bagă capul acolo să auzi. Nu mai pot, sunt că nebunesc. Șt, nu mai ți facă ne aude. Crezi că mie mi-a fost ușor să-l conving să facem toate ilegalitățile astea? Mai ești tu puțină răbdare, rog, te rog, te rog. Dacă intră ăsta peste noi în cameră, nu intră că e jos și oricum știi că bate la ușă, nu intră niciodată așa. I-am zis că te deranjează să intre așa. Frați, păi ce frați? Ce te bagi? Păi sunt iubit, ești stresat, ați zis la discuția asta, nu mai ești fratele! E fratele cu combinație că suntem niște. Nu mai ești fratele? Faci și noi lumea de bani să trăim bine, mama e. Nu mai pune mâna pe mine, ți-am frate, când vreau eu. Nu mai pune mâna, lasă mâinile jos. Uite, mă, că-l cap fița mâinile jos. Mâine mă duc, mâine mă duc, că-l fac piciorul înghiți. Nu te uiți la dumitale că ești femeie bătrână când ai ajuns la televizor. Sunt bătrână, vreau să-mi ia bătrână. Râde lumea de tine la televizor. De ce de mine? De voi o să râdă, nu ce? De mine. Ce rezolvat acum? De a voi o să râdă. Lumea că fita e înșelată de când e ea de 15 ani. Și e frumos. Știi ceva, gineritul, când a făcut 15 ani de căsnicie cu fita, a venit și mi-a pus mie inel pe deget. Băiatul nu e frate. Nu e frate? Nu, dar cine ești? Nu e bulangiule, băi, bulangiule, bă, ți-am dat să mănânci, bă. Băi, frate, dacă ai fost prost, ce vrei să faci? Am fost prost? Ai fost prost, ce vrei să faci? Și mai are, bă, cu banii ăsta ia. Bă, ai stat la mine în casă, bă, soarta, ce soarta, băi, bă, ți-am dat să mănânci, te-am luat după străzi, te-am luat după străzi, băi. Așa și ce vrei? Ești nemulțumit? Sunt nemulțumită? Care e problema ta, bă, era femeia mea? Băi, frate, cum să fie? Ea a intrat cu tine pe felie ca să-i facă de banca aia cu bala. Și tu erai pe mână cu asta. Ia vină, fă-n coace. Ia vină-n coace. Băi, băi, ce treabă ai tu cu asta? Lasă-mă să stau de vorbă cu ei. Ce să-mi povestești, mă? Hai, povestești. Lasă-mă să-mi povestești. Băi, lasă să-mi povestească că v-am făcut grijele. Lasă-ne să vorbim. Vă lași un pic să vorbesc, băi. Cum e? Femeie nebună, lasă-mă să vorbesc. De ce sunt nebună? Că ai adus pe ăștia aici. Nu e adevărat, nu sunt nebună, mă. Așa e. Ți-am zis, mamă, că situație nu prea grea. Și așa a început tot. Cum așa a început tot? Să-ți faci joc de mine, nu? Așa a început tot? Așa a început. Dar tu ce contează? Ce contează, că mi-am lăsat femeia pentru tine? Mare femeie nu te-ai lăsat. Și tu mai agățat pe mine, dar n-am venit eu după tine. Și ce ai zis? Hai să-l fac cu mare femeie, care-i problema? 15 ani cu mine. Care-i problema? Tu ce ești, fotomodel și? Râde lumea de tine, fraiero! Râde lumea de tine! Vino să te vezi, da? Punk, turiștii din Anglia. Punk, turiștii pe care nu i-ați putut țepui.
punk, cealaltă familie pe care a sepuit-o. Cealaltă familie pe care a sepuit-o, familia cu copilul. Așa. Tu, da. tu când ai venit și ai făcut pe vecinul, da? Da. Punk, când te-ai dus și te-ai turnat la el. Așa. Toate chestiile astea... Ești un șmecher. Ce contează în momentul de față? E că eu țin prea mult la tine. Hai că te mai vrăjește un pic. A început totul așa, crede-mă. Știu că și tu mă iubești. Nu vezi că mai are un pic și plânge. Băi frate, dacă femeia asta îți mănâncă banii, acum vine să-mi spună că mă iubești. Mai scoate niște bani în buzunare, ia vezi, mai e bani în buzunare. Mai dai niște bani, dracu' foarte în gură. Ai bani după capul meu, nebun. După capul tău am bani. Bărbatul după ce bani după capul meu. După casa fraiero. După casa lumata eu am făcut bani pe care trăiești tu cu fito, ai înțeles? Ce bani îmi dă mie, f*** cu tine cheltuiește? Și tu ce produci? Mai scoate, mă, niște bani în buzunare și dă-i asta. E problema mea ce-am făcut. Rusule, panarea, o să uite toată lumea la tine. Păi tu ai făcut tot circul ăsta aici. Păi, îl meriți, da. Tu te-n treaba ta și nu mai vine nimeni după tine. Aici. Îl distrugeți vacanța. Cât ai băut? Du-te și vezi de vacanța ta. Și lasă-ne pe noi în pace. Îmi distrugeți vacanța. Serios să spun. Nu mai aveți ce căuta aici. Uite, toată lumea se uită la noi. E parcul tău. Am făcut de râs. Măi, e parcul tău? Băi, am făcut de râs. E parcul tău? Mamă. Te rog mult, potolește-te. Când nu lucrai cu gorile astea? Eu am vorbit civilizat cu mamă, tine. Mamă, câtă bătaie îți dădeam. Potolește-te. Potolește-te. Hai, plecați aici. A? E normal cum se comportă? E nu. E normal să fac așa? Nu e. Dar ziceți că e normal să vă înșelați soțiile, nu? Dar dacă e un copil, e altfel treaba un pic. E altceva. Toată ziua să bei bere pe plajă, seara să te duci la cazare. Să te văd cum crești copilul singur acum. Să te să crească măta. Măta să ți ia să crească. Să rămâi fără casă, o să rămâi cu vai de mine, să vedem dacă ți-a arătat să nu știi că cum facem. Păi eu pe asta nu mai am. Nu mai ai de ce nu mai ai. Nu mai am, că nu mai am nevoie de ea. Nu mai ai, tot la mâna mea, vin că sunt nevastă ta. Nici o mână, nu, frate, pe mine. Tot la casa ta, trebuie. Tot la casa mea. Să picai la pușcărie, unde te duci? Cine venea asta după tine la pușcărie? Poate venea. Poate venea. Nu unde știi tu că nu venea? Păi dacă acum niște bani în buzunare ți-a și-a plecat. Le să uită în urma și nu mai să uită. E frumos ce ai făcut ca să uită toată lumea asta la noi. Păi ce faci tu că m-ai făcut pe mine de râs pentru ce? Meritam eu lucrul ăsta. Tu te-ai făcut de râs. Tu te-ai făcut de râs. Și să ții pe mine ca. Tu dacă erai... Eu nu i-am mâncat lui banii. Banii ăia i-am produs împreună, înțeles? I-ai produs pe ție, mamă. Eu m-am ridat cu el. Pe cârca cui? Pe cârca mea și a lui, nu a ta. Era casa lui mama ta. Era casa lui mama ta, știu. Și atunci? Ei, vorbește frumos. Chiar e nevoie să vorbești la modul ăsta. Și atunci, dacă era chiar casa la părinții mei, te simți mai bine dacă ce? Vorbești ce? Așa? Ce produci tu? Și situația mea care am avut, da? Eu am crescut la orfelina, da? Așa, ai crescut la orfelina. Eu am întâlnit-o pe ea. Eu n-am mamă, n-am tată, n-am pe nimeni în lume. Bă, frate, nu mă interesează și nu-i problema mea. Problema mea e că m-ai făcut pe mine de bani. Păi dacă tu nu ți-ai dat seama la chestiile astea? Păi, fost frăie. Am și fost frăie. Nu vă gândiți că vă... Acum nu mai ai 10 bani în buzunar. Bă, bă, nu fi sigur. Nu mai ai 10 bani. Și de la tine o luăm sus. Un doi, mă. Un doi, mă, tu. Bă, îți garantez eu că din seara asta nu mai e nicăieri. Ia-o pe soacră, ia-o pe casa poporului. Și matale ce-ai căutat pe ăsta aici? Că bă, că matale e. Păi eu i-am adus. Păi dar cine? Păi dar cine i-a chemat pe ăștia? Eu i-am chemat. De ce? Pentru că ai bătut joc de munca mea. Ca să-ți mi-am bătut joc de munca mea. Da. Ce-am făcut? Cum ce-ai ce-am făcut? Am vrut să fac și eu rost de bani. Ai înșelat lumea. Ai păcălit lumea cu casa mea. Cine vrea păcălit? Și dacă am păcălit, sunt singurul care a păcălit lumea în țara asta. Mai e mai gândit și mori. Și dacă păcălit, ce mor de cauza, da? Uite la pușcărie, mă, mai e, că nu mai pleacă. Lasă-mă să vorbesc. Ce te faci? Bre, matale așa îl țineai pe bărbat, tu cu 200 de chile. Asta-i întreținut, nu? Nu? Te-ai întreținut? Da. Dar fita la 200 de chile, ce să fac cu ea? Vreau și eu să pun mâna pe ea, să o iau și eu în brațe, să fac și eu ceva. Nu pot. Mai vină cu aia, vină cu asta, discutăm. Unde să vin, mă, ce să vină cu asta, discutăm, și ce tragi de mine, șef? Să terminăm cu panorama asta de aici, omule. Păi tu ai făcut panorama asta de aici. Hai să terminăm cu ea. Hai acasă să discutăm încolo de treburile noastre. E frumos în ce stare ne-ai adus? Băi, eu te-am adus în situația asta, nu ți-ai adus pe aici. Ce se întâmplă?
Trebuia să le aduci băta aici să mă filmeze pe mine. Păi nu le-am adus, eu mă le-a adus mama. L-a adus măta, nebună. Păi măta l-a adus. De ce sunt nebună, a? De ce sunt mai nebună? Că te iei după măta, nebună. Păi câte vrei să-ți mai înghit, Victor, că m-am săturat și eu, frate. Înghite, frate, asta-i viața, să fac rost de bani, ce vrei să fac? Păi cum faci rost de bani, cheltuindu-i... Dacă mă îndrăgostesc, asta e viața. Slăbește și nu o să mai fie așa. Da. Amândoi le-am făcut, amândoi tragem. Care e problema? Am trăit amândoi bine? Te duci tu la pușcărie, mă, dacă nu mă duc la pușcărie. Mă, ți-a convenit, nu o să mergi. Dar îl cheamă ăștia gabonii și te duci la pușcărie. Fii atent ce spun. Și tu, și tu. Și mergem împreună, asta e. Eu n-am cum să mă duc, fii atent ce spun. Ți-am zis de câte ori, ți-am zis-o ție. Băi, termină. Închide toate astea. În același timp ai acceptat și ai stat și tu în casa lui? Ca să-ți faci o idee, cu orice nașu și are nașu. Da, mă, iar ăștia doi s-au folosit de tine. Da, da, am luat-o, asta e viața. Ce vrei ce să fac? Ce de gând să faci cu familia pe care o ai? Ce să fac? Ce vrei? Face ce vrei, nu mă interesează. Cum adică face? Băi, omule, sunt 15 ani, dai așa iurea deoparte. 15 ani, frate, n-am ce să fac, nu e vina mea. Băi, nu e vina mea că s-a ajuns aici, puteai să-ți vezi de treaba ta. Victorie, tot eu sunt de vină în situația asta, nu? Băi, puteai să-ți vezi de treaba ta și nu tu se ajunge aici. Tu eu sunt de vină, cum vine asta? Băi, frate, câți dintre voi mai aveți câte o amantă? Toată lumea! Toată lumea! Băi, o faci cu cap! Știi ce înseamnă cu cap? O am făcut-o cu cap, dar a venit măta, să-mi strice mie combinația. Asta ai făcut-o cu cap, aducând-o în casa noastră. A venit măta să-mi strice mie combinație. Luai banii de acolo și te duci undeva, unde nu te vedea nici vântul, nici pământul. Mărit-o pe măta, cu altcineva. Asta e problema. Vă luați de amantă, nevastă. Nu, noi doi, bă. Ce noi doi, mă faci pe panorama la atâta lume? N-avem ce să discutăm. Ce să mai discutăm? Noi doi separat, omule, că m-am săturat. Mă, las, ce să mai discutăm? Ce să mai discutăm? Și talentele, Victorie, sunt 15 ani, ai nebunit? Sunt 15 ani, e adevărat, sunt 15 ani. Și din 15 ani ăștia, în cât timp ne-am certat noi și a fost atâtea discuții și probleme? De ce ai ajuns la situația asta, de să moare mama, și uite, să uită toată lumea asta la noi? Măi, omule, pe mine nu mă interesează de lume, că eu cu tine trăiesc. Păi mă, cunoaște lumea în oraș, cum îi mai cazez eu pe ăștia? Nu îi mai cazez. Care-i problema? Asta e problema? Îți cauți pe net, cum căutai înainte și cazezi așa. Și nu mai te vede nimeni și ne vedem de treaba noastră nu în continuare. Să, nu putem noi să ne vedem de treaba noastră și să nu se ajungă aici? Păi, Victorie, m-am săturat și eu, măicuță, nu băi, mai pot. Să moară mama de câte ori ți-am spus, fai femeia lui Dumnezeu, trebuia pune mâna și fă ceva cu tine. Fel. La tine e problema, nu la mine. La mine e problema. Nu eu sunt de vină. Bine, eu îți promit că slăbesc, tu promis că te lași de femeie. De ce nu se poate lucrul ăsta? Hai, te rog să vorbim. Ce să, bă, ce să vorbim? Ce să vorbim? Păi, femeie, tu i-am luat cu el, că noi discutam și eu cu el acum. Spune-i să ne lase. Discutam și eu cu el. Să vorbim, te rog frumos. Lasă-mă un pic să vorbesc cu ea, să moară mama, dacă nu mă lași de nu fac scandal. Lasă-mă să vorbesc cu ea. Păi, lasă-mă să vorbesc și eu. Deocamdată vorbeam eu, e bărbatul meu. Băi, frate, mă lasă să vorbesc cu ea un pic. Du-te și plimbă-te de nebună pe parcă. Du-te și vorbește cu mama ta. Du-te și vorbește cu mama ta. Hai, tu ce vrei să-mi zici? Băi, tu ce vrei să-mi zici? Frumoasă te ce vezi. Vrei să... Dar nu pune mâna pe mine, zi-mi ce vrei să zici. Dar de ce să nu pun mâna? Mai te păcălește un pic, dragă. Mai te păcălește un pic. Da, normal. Și cu tine și cu el. Și cu tine și cu el. Și de ce tragi de mine? De ce tragi de mine? Ce să te ascult? Iară vrei să fii sub apă cu ei, fraierică geamantan. Te-am iubit, da. Da. Mă iubești? Da, cum să nu? Victor, uită-te la mine. Băi, te prostește da. La fiecare cuvânt care îți scoate din gură. Lasă-mă ajunge. Să vorbesc, lasă-mă să vorbesc și după te aia vorbesc cu tine. Te prostește prea mult, nu mai așa că mă enervezi. Te rog frumos, lasă-mă să vorbesc. Te prostește prea mult, măi, băiatule. Și întreabă pe măta de ce a venit să facă panorama asta. Lasă-mă pe mine să vorbesc cu ea. Și după aia vin să vorbesc cu ea. Continuare vrăjeala ei, ieftină. Vreau să vorbesc cu mine. Băi, n-auzi că nebuna ta vrea să vorbească cu mine. Lasă-mă și tu pace. Hai, mă, vorbește. Te asculte vrăjeala ei. Deci acum câteva zile spuneai că nu vrei, da? Da. Crede-mă că te iubesc. Ce poți să spui să fac să-mi dovedesc? Păi ce dracu să mai îmi dovedești în momentul ăsta? Așa a început. Deci așa a început totul. După ai văzut că am făcut bani împreună. Așa. Nu m-a acuzat că și tu ai mâncat după toată așa. Măgăria noastră, așa. Da? Așa, am mâncat. Așa. Da. Acum ce era să-ți mai zic? Nu știu, așteptam. Ce așteptai? Nici măcar n-ai divorțat. Vezi că lua ăla pe, uite, lua ăla pe filmare. Ia vino cu, vino cu. Hai te rog să potolește-te. Hai te rog să mergem că nu. Să vorbesc. Nu, nu mai avem ce să spun. Bă, frate, ați venit aici, luați-mi ăsta de aici să vorbesc. Hai să mergem, te rog. Nu mai, n-am ce să mai. Știe foarte bine. Asta e, păi s-a folosit de tine. Omul ăsta, ia uite, ia uite, vezi ceva aici? Te rog să stai calm. Așa mă iubești tu pe mine? Victor, știu. Doar că băi, de ce nu mă lasă să te explic? Băi, vrei să stai cu soțul tău sau ce faci? Rămâi cu el? Băi, dacă erai fată deșteaptă, nu umblai
și îți vedeai de treaba ta și aveai de câștigat. Aveai de câștigat. Victore, vino să vorbim. Nu mă căuta, nu mă căuta că-i nasol. Hai să mergem. Victore, vino să vorbim. Băi, vino cu mă, te rog eu, hai să vorbim. Băi, du-te mă la purceaua măi, ta, băi. Stai așa să vorbim. Vino cu asta. Nu, că nu vreau să mai vorbesc, dați-o mă. Băi, unsticatule. Victor, termină-te cu panorama asta! Lasă-mă în pace! Îți mai dau o șansă, vină înapoi, putolești! Păi tot tu mie îmi dai șansă! Păi normal că tu ai greșit! Părinii, ce mai cauți după noi? Lăsați-ne în pace! Băi, du-te mă, plecați mă! Băi, ce mai vreți mă? Frate, plecați cu camera asta, gata, s-a terminat! Ce vrei să vezi? Ce vrei să mai vezi cu camera asta? Băi, mai ce facem? Nu ești cu nevastă, nu ești cu copii, trăiați în familia asta! Hai, Ionuț! Măi, omule, avem un copil, avem o familie, avem atâți ani împreună, termină-te cu prostiile. Ajunge cu tâmpenile, Victore, înțelege-te ce ți explic. Hai să uităm toată panorama și să ne vedem de treaba noastră în continuare. Vorbim acasă, te rog eu frumos. Ajung acasă, mă liniștesc, stau, mă gândesc vreo două zile și spun și discutăm. Nu ne liniștim, mă liniștesc și după aia. Dacă nu vrea să înțeleagă, e problemă. O să vină el în genunchi înapoi la mine, am să vă demonstrez. Iertarea este arma înțeleptului, dar atunci când ea nu este prețuită și valorificată de către cel care a călcat strâmb, poate deveni letală pentru cel milostiv. Așadar, aveți grijă cui oferiți a doua șansă, căci ochii din umbră văd tot. Stimați telespectatori, frumusețea și tinerețea sunt trecătoare și nu vor putea înlocui nici când o iubire sinceră dispusă să ierte o trădare și să o ia de la capăt ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Așa că aveți mare grijă pentru ce fel de persoane sunteți dispuși să renunțați la familiile voastre, fiindcă s-ar putea să faceți o greșeală pe care nimeni și nimic nu o mai poate repara.